Joi 9 iunie, pe stadionul municipal s-a desfășurat etapa județeană a concursurilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Astfel s-au întâlnit pe linia de start câteva echipaje de pompieri voluntari care au concurat cu multă dăruire și fair play pentru prima poziție. Probele de concurs au fost pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4 ori 100 de metri și dispozitivul de intervenție, iar după desfășurarea acestora, prima poziție i-a revenit Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Crazna, iar la Serviciile Private pentru Situații de Urgență, prima poziție i-a revenit echipajului de la SC Michelin România SA, punct de lucru Anvelope Pezaleu. Deși au fost mai puține echipaje ca înainte de pandemie, Play-ul și Voia Bună au guvernat această întâlnire a pompierilor sălăjeni voluntari și privati, iar echipajele clasate pe primul loc... CVSU și SPSU s-au calificat la etapa interjudețeană, ce se va desfășura în prima jumătate a lunii iulie în județul Cluj. Le urăm felicitări tuturor echipajelor participante și sperăm că în anii care vor urma prezența în această competiție să fie mai ridicată și nu în ultimul rând le mulțumim și voluntarilor ISU pentru aportul însemnat în desfășurarea acestei competiții.